Sfinții cuvioși mărturisitori Visarion Sarai, Sofronie de la Cioara și Sfântul Mucinicul Oprea Miclăuși din Sălișta Sibiului, apărătorii Bisericii Ortodoxe din Transilvania împotriva unirii ei silnice cu Roma. Acești trei sfinți luptători au trăit pe la mijlocul veacului al 18-lea, cuviosul Visarion din Sarai s-a născut în Bosnia. A călătorit pe la multe locuri sfinte și îndeosebi la Ierusalim și la muntele Athos și a intrat de tânăr în monahism. Îndurerat de suferința românilor pentru credința lor ortodoxă, a călătorit prin Transilvania, propovăduind pretutindeni credința ortodoxă. Era primit în tot locul ca un înger din cer. Drumul lui până la Brașov a fost un adevărat alai de biruință creștină, aprinzând în sufletele credincioșilor dragostea de legea strămoșească. Pentru râvna sa în apărarea credinței ortodoxe, a fost întemnițat la Sibiu și în cele din urmă în fioroasa închisoare din Cufștein, unde a murit pentru mărturisirea credinței ortodoxe. Cuviosul Sofronie de la Cioara s-a născut în satul Cioara din părțile Orăștiei ca fiul al unei familii preosești. Ucenicia în călugărie și-a făcut-o în țara românească. Reîntors la Cioara, a întemeiat un schit în mijlocul codrilor, învățând pe români calea mântuirii. Pentru râfna lui față de legea ortodoxă, a fost închis în temnița de la Bobâlna. Eliberat de mulțime, cuviosul mărturisitor a plecat în munții Apuseni, îndemnind pe credincioși să țină obiceiul nestrămoșești. A fost prins din nou și închis la Abrupt. Eliberat, încă o dată mergea din loc în loc, ținând soboare, adică adunări, și învățând poporul. Stricat silnica unire cu Roma, învăța el, cereți episcop românesc în Transilvania. Iar când a înțeles că și-a împlinit chemarea, s-a retras la mănăstirea Argeșului, unde s-a săvârșit cu pace. Cel de-al treilea luptător pentru dreapta credință a fost săranul Nicolae Oprea, născut în Sălișta Sibiului, tată de familie plugar, mirean și bun creștin, gata de jertfă pentru credința străbună. Fericitul Oprea a primit ca pe o mare cinste sarcina să ducă la împăratul plângerile românilor. Noi cerem, ziceau ei, în numele poporului vlătică de legea noastră. La început, curajul și îndrăzneala românilor au fost întâmpinate cu amenințări și izgoniri. Cu timpul, ele s-au repetat și au stârnit o prigonire și multe întemnițări. În cele din urmă, în loc să-i se îndeplinească cererile, fericitul Oprea a fost închis pe viață în vestita temniță de la Cufștein și nu s-a mai întors niciodată, primind cununa nemuritoare a mucenicilor. La 21 octombrie 1948, însă, printr-o uluitoare întorsătură a providenției, frații noștri buni uniți de atunci s-au desfăcut de Roma și s-au întors acasă, la biserica noastră strămoșească, Maica noastră de obște și a praznicului zilei de astăzi. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.